Infecția cu virusul HPV este una dintre cele mai comune infecții transmise pe cale sexuală. De cele mai multe ori, sistemul imun reușește să elimine virusul în aproximativ 2 ani, însă, în cazul în care acesta persistă, el poate duce la apariția cancerului de col uterin. Vaccinul HPV produce cel mai puternic răspuns imun dacă administrarea se face preadolescenților, înainte ca aceștia să fie expuși la virus. Vaccinul anti-HPV are o eficiență de peste 99% și ar trebui administrat fetelor cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani. Imunizarea poate începe chiar și de la vârsta de 9 ani. Însă, statisticile sunt îngrijorătoare. Potrivit Institutului Național de Statistică, în luna mai, în stocurile direcțiilor de sănătate publică erau peste 48.500 de doze. Dintre acestea au fost folosite aproape 4.600. Nici la Constanța datele nu sunt îmbucurătoare. Până în acest moment, pe raza județului Constanța s-au efectuat peste 1.300 de doze de vaccin HPV, iar dacă vorbim de stoc, în acest moment mai există pe stoc undeva la 1.160 și ceva de doze. De la începutul anului 2021 și până în prezent, la unele cabinete medicale s-au prezentat doar 3 persoane care au solicitat vaccinul anti-HPV, spun medicii de familie. Solicitările au fost mult mai puține. De pildă au fost mămici care în anii trecuți își manifestau această dorință să-și vaccineze fetele. Acum, când au ajuns la vârsta de vaccinare și după ce au trecut prin toată perioada asta de pandemie și, mă rog, au citit toate lucrurile anti-vaccin, nu mai vor să facă vaccin. Chiar dacă cererea pentru acest vaccin este mică, există multe mămici care înțeleg cât de periculos este virusul, dar preferă să mai aștepte. Multe mămici înțeleg că nu este vaccinul împotriva cancerului, este vaccinul împotriva virusului care are un rol foarte important în declanșarea cancerului de col uterin. Având în vedere cât de periculoasă este boala și că e fatală, da, sincer, da. Și m-am interesat deja. Dar mai așteptăm să mai crească, să dezvolte cum trebuie, să nu le afecteze negativ. Fetele care fac acest vaccin între 11 și 14 ani primesc 2 doze, cele care au peste 14 ani fac 3 doze la o distanță între 2 și 6 luni față de prima. În România, aproape 2000 de femei mor din cauza cancerului de col uterin, o boală extrem de agresivă. Pe lângă vaccin, se mai poate lua o măsură pentru a preveni dezvoltarea acestei afecțiuni, testele de screening.